Vă salut! Iată-ne la volanul lui Fluence, mașina anului în România. În utilarea de față, versiunea pe care ne-a dat-o la test Renault, Fluence-ul are 140 de cai și 2 litri benzină, cutia automată 6 trepte, se poate conduce și secvențial, piele și doar 7,4% consumul după vreo 350 de kilometri. O mașină care, așa cum este acum, îți dă impresia de eleganță, de clasă mai mare chiar. O mașină care se conduce foarte ușor. O mașină care, deși este de clasă C, îți dă senzația că te afli într-o clasă D, cel puțin. O mașină care mi-a lăsat o impresie plăcută. Iată, ne aflăm lângă sediu Auto Italia, care, apropo, se vinde. Auto Italia se vinde, nu sediu. Vom afla săptămâna viitoare care sunt noi acționari, dar întorcându-ne la Fluence-ul nostru, cu LCD-ul și cu harta lui în franceză, trebuie doar să recunosc că mașina actuală își depășește Meganul sedan, își depășește înaintașul și asta nu e decât un punct în plus înscris de Renault, bravo lor! Cam asta e tot. Bravo Fluence, bravo Renault, ne auzim, vă salut!